Orice produse destinate copiilor sunt testate temeinic și trebuie să fie absolut sigure. Și totuși, uneori pe rafturile magazinelor există jucării care reprezintă o amenințare reală. Astăzi vă voi arăta cele mai periculoase jucării care există, așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Buckyballs. Aceasta este o jucărie care constă din multe bile magnetice mici, care rotindu-le puteți crea o varietate de forme. Dar mulți copii înghițeau aceste bile. Pe de o parte, acest lucru se poate întâmpla cu orice jucărie care include piese mici, dar înghițirea unor astfel de bile este mult mai periculoasă decât orice altă piesă. Faptul este că aceste bile au o forță magnetică atât de mare încât se atrag în interiorul stomacului și intestinelor, provocând durere și alte simptome neplăcute. Băieții care trăiau în țările spațiului post-sovietic târau carbitul de pe șantiere pentru a-l amesteca cu apă și a obține o reacție chimică. Dar copiii americani nu trebuiau să se plimbe pe șantiere, ei trebuiau doar să-și convingă părinții să le cumpere pistolul magic Austin, care funcționa pe baza de carbură. Substanța chimică se toarnă în compartimentul din spatele pistolului și apoi se adaugă câteva picături de apă, după care se eliberează un gaz care face mingea să zboare cu o viteză atât de mare, încât în fiecare zi tot mai mulți copii intrau în secția de traumatologie până când acest pistol nu a fost scos din vânzare. Gloanțele de apă nu sunt mai mari decât mărgelele, dar dacă sunt scufundate în apă, acestea vor crește semnificativ. Un puște a înghițit un astfel de glonț și acesta a început să crească în interiorul lui. Când o astfel de minge a ajuns în intestin, asta a dus la un blocaj. Mingea a trebuit îndepărtată pe cale chirurgicală. Păpușa Midge este prietena însărcinată a lui Barbie. Este complet sigură pentru viață, dar periculoasă pentru psihicul copilului. Cel puțin mulți părinți cred așa. Burtica de plastic este atașată de păpușă cu ajutorul magneților și în interiorul ei se află o păpușă mică din plastic, iar în unele versiuni această păpușă mică arată ca în vârsta de 5 ani. Potrivit părinților, o astfel de păpușă a distorsionat ideea copiilor de unde și cum apar ei, dar și ar putea provoca sarcinile timpurii în rândul adolescenților. La mijlocul secolului trecut, mulți băieți visau să obțină o jucărie neobișnuită de Crăciun, un pistol atât de mic cu cataramă, care poate fi purtat la curea. Totuși, această armă trăgea doar la o mică atingere și, desigur, acest lucru a dus la numeroase răni și jucăria a fost interzisă. Dar această păpușă va înnebuni pe oricine cu râsul ei neîncetat. Datorită numărului mare de filme care investighează diverse crime, mulți copii au vrut să se simtă detectivi. Trusa pentru copii a tânărului explorator era compusă din mai multe dispozitive și includea un instrument de colectare a amprentelor. Pulberea care era folosită în același timp conținea unul dintre cele mai periculoase tipuri de asbest. Această substanță este capabilă să provoace cancerul pulmonar, iar copiii în timpul jocului acoperau tot ce îi înconjura și apoi inhalau acest praf. Aqua Dots este una dintre cele mai populare jucării din anul 2007. Mărgelele mici colorate puteau fi așezate într-o celulă creând un model, apoi se fixau cu apă și se îndepărtau din celulă. Apa activa lipiciul din interiorul baloanelor, dar ulterior s-a dovedit că acest adeziv era extrem de toxic. Mai mulți copii care au înghițit aceste baloane chiar au intrat în coma. Tubing K este un fel de coc gonflabil rotund pe care mulți oameni iubesc să-l călărească în stațiunile de pe litoral. Dar acest zmeu nu doar alunecă de-a lungul valurilor, ci trebuie să ridice persoana în aer. O astfel de distracție a adus numeroase răni turiștilor. Tubing Kay poate fi practicat doar de sportivii care știu să se grupeze și să înoate bine, dar chiar și așa există unele riscuri. Dar iată, nimeni nu a scos trambulina batut din producție. Ele sunt adorate nu doar de cei mici, ci și de adulți. Doar că nerespectarea regulilor de siguranță duce adesea la leziuni de gravitate diferită. Săritul pe trambulină nu este cu siguranță cea mai extremă formă de divertisment. Dar totuși, atunci când săriți, trebuie să fiți foarte atenți, altfel puteți zbura prea departe.
s-ar părea, cu ce ar putea fi periculoase mingile din plastic cu un Pokémon înăuntru? Dar imaginația copiilor nu are limite. Un copil și-a pus una dintre emisferele de plastic la gură și la nas. S-au format un vid și copilul aproape s-a sufocat. Părinții au dat în judecată și au primit o compensație financiară din partea producătorului. Apoi, mingile au fost schimbate puțin pentru a nu se mai întâmpla astfel de cazuri. Baloanele de apă yo-yo erau populare în rândul copiilor, dar au speriat mulți părinți. Mamele și tații se temeau că acest cablu de cauciuc ar putea sufoca copilul, iar lichidul din interiorul mingii poate fi toxic. Dar după examinare, jucăria nu a fost interzisă, producătorul fiind anunțat să scurteze puțin cablul. Din fericire, niciun copil nu a avut de suferit din cauza acestei jucării. Aceste bețe de cauciuc pentru scufundări, deși arată drăguț, sunt o mare amenințare. În apă, copiii pot cădea pe un astfel de baston și, deoarece este destul de dur, se pot răni foarte grav. Unii copii au fost răniți la față și la ochi, în timp ce au încercat să scoată un astfel de bastonaj din apă. Din acest motiv, jucăria a trebuit să fie interzisă. În anul 2000 au apărut în vânzare bilele Blast Balls. Copiii le loveau între ele pentru a produce un sunet asemănător sunetului de armă, dar uneori bilele formau scântei în timpul loviturii și de mai multe ori chiar au luat foc. Din acest motiv, Blast Balls în scurt timp au fost interzise. Compania Hasbro a introdus în setul său de cofetărie o seringă atât de interesantă de cofetar. Părinții au fost îngroziți când au deschis cutia cu trusa respectivă. Producătorul chiar nu a avut nicio asociere cu această formă sau este doar o glumă proastă. Oricum ar fi, setul trebuia să fie oprit din producere. Trolii sunt personaje preferate ale copiilor. Ei sunt amabili și amuzanți. În magazinele de jucării există mulți troli drăguți cu care copiii se joacă cu plăcere. Nu este clar de ce producătorii au decis să creeze un alt trol cu două capete. Credeți că i-ar place cuiva? Cred că producătorii Cimpanzeului Muzician nici nu bănuiau că au creat un monstru adevărat. Jucăria s-a dovedit a fi atât de înfricoșătoare încât a fost adesea folosită în filmele de groază pentru a crea o atmosferă înfiorătoare. Plitele de aragaz și cuptoarele de jucărie te fac să te simți ca un adevărat brutar sau patiser. În 2006, compania Hasbro a lansat o versiune a cuptorului cu o ușă foarte prost concepută, copiii blocându-și adesea degetele în ea. Compania a primit 29 de plângeri din partea părinților copiii cărora au avut de suferit din cauza acestui model. Hasbro a corectat greșeala și a modernizat jucăria. În 1996, pe rafturile magazinelor de jucării a apărut o astfel de păpușă drăguță cu numele Cabbage Pet Kids, dar această gogoașă s-a dovedit a fi o adevărată întruchipare a răului. Principalele caracteristici ale păpușii erau că putea fi hrănită cu hrană din plastic pe care o mesteca cu ușurință. Și toată groaza constă în faptul că păpușa cu aceeași ușurință mesteca tot ce îi intra în gură. Cel mai adesea, acestea erau degetele copiilor sau părul. Ușa a fost scoasă foarte rapid din producție. Battlestar Galactic este un luptător de jucărie care împușcă cu bile mici din plastic, dar odată un copil de 4 anișori a îndreptat jucăria la el în gură. Mingea a tras și copilul a fost grav rănit. Părinții au dat în judecată, lor li s-au alăturat și alți părinți copiii cărora au obținut traume. Ei cereau ori să se stopeze producerea acestei jucării, ori să producă o versiune mai sigură pentru copii. Dar jucăria a continuat să fie vândută în forma sa originală, deoarece pe cutie era indicat că jucăria este destinată copiilor peste 6 ani. În plus, în instrucție era precizat clar regula de siguranță, așa că uneori nu este vina producătorului, ci neglijența elementară a părinților. Laboratorul de energie atomică a fost construit la mijlocul secolului trecut și a fost considerat un set cognitiv foarte complex și interesant. Publicitatea susținea că laboratorul era complet sigur, deși trusele includeau borcane cu materiale radioactive. Doar că în anul 2006, laboratorul de energie atomică a fost numit una dintre cele mai periculoase jucării. Totuși, să lăsați copiii să se joace cu materiale radioactive nu este o idee bună.
Furby este o jucărie robot care a ajuns pe rafturile magazinelor în anul 1998. În cântecul din publicitate se cântă că Furby este cel mai bun prieten al copilului, dar în realitate această pasăre ar putea fi și cel mai mare dușman. El vorbea propriul limbaj inventat, dar a fost programat să învețe treptat engleza comunicând cu copilul. Totuși, primul lot a fost defect. Roboții au început să cânte, a scoate sunete ciudate, să-și dea ochii peste cap. În general, aceste păsări drăguțe i-au speriat serios pe copii. Poate cineva crede că este o idee amuzantă să creezi o pușculiță sub forma unei fețe umane care să mănânce bani. Totuși, cei mai mulți dintre copii au fost îngroziți să vadă acest lucru îngrozitor. Se poate filma filme de groază despre această pușculiță, dar este puțin probabil ca părinții iubitori să cumpere un astfel de cadou pentru copiii lor. Adulților le place să se relaxeze într-un hamac și este absolut sigur, dar versiunea pentru copii s-a dovedit a fi deloc inofensivă. Treaba este că hamacele obișnuite au distanțiere speciale care nu permit hamacului să se rotească. În versiunea mini nu există astfel de distanțiere, așa că hamacul se poate învârti și copilul se poate încurca în el sau să cadă din el. În perioada anilor 84-95 a secolului trecut, din cauza acestor hamace a avut loc 12 accidente, astfel încât în anul 1996 producția lor a fost oprită. Hoverboardurile au apărut în 2015 și au devenit populare foarte rapid. Cu cât erau mai multe vândute, cu atât mai multe persoane erau rănite. Deși de cele mai multe ori nu producătorii erau de vină, ci irresponsabilitatea oamenilor. Mulți se uitau la ecranele smartphone-urilor în timp ce mergeau pe hoverboarduri. Din această cauză, oamenii cădeau adesea și primeau vânătăi și chiar fracturi. Dar unele versiuni de hoverboarduri erau deosebit de periculoase. Faptul este că în China, pentru a satisface cererea în creștere a hoverboardurilor, au început să le producă atât de repede încât calitatea a suferit din cauza asta. Au fost cazuri când în timpul călătoriilor se aprindea bateria. Pointerii laser par a fi absolut siguri. Ele sunt folosite nu numai pentru jocuri, ci chiar și în timpul prelegerilor. Majoritatea acestor dispozitive sunt cu adevărat sigure, doar dacă au certificarea corespunzătoare. Nu ar trebui să cumpărați un indicator cu laser de la vânzătorii stradali, deoarece puterea lor poate fi mult mai mare decât cea permisă. Astfel de indicatori pot deteriora cornea ochiului și pot cauza probleme de vedere. Insectele înfiorătoare. Această jucărie pentru copii constă din forma diferitor insecte, sticle de plastic, lichid și un cuptor special pentru întărirea acestuia. În așa fel, copiii înșiși coceau figurine de păianjeni, omii, scorpioni și alte târătoare înfiorătoare. Problema era că în procesul de coacere copiii inhalau vaporii toxici de plastic. Majoritatea părinților au aflat despre asta abia atunci când jucăria a fost interzisă și întreruptă din producere. Copiilor modern le place să se joace cu slime și adesea chiar își fac singuri, dar slime-urile care au apărut în anii 60 erau făcute din materiale toxice. Copiii aveau erupții cutanate și diverse iritații din cauza acestora. Slime-urile sunt interzise, dar se spune că substanțele toxice nu au fost eliminate, ci pur și simplu aruncate în ocean. Clackers este o jucărie cu un design foarte simplu. Două bile de plastic legate de o frânghie care se bat cu o ușoară balansare, scoțând un sunet caracteristic. Dar merită să exagerăm puțin și mingea putea să lovească dureros mâna. Oamenii se răneau adesea, așa că producătorul a trebuit să îmbunătățească jucăria pentru a o face mai sigură. Racheta cu apă este concepută pentru a învăța copilul legile fizicii, dar jocul cu ea fără adulți este foarte periculos. Racheta este fabricată din plastic greu, iar traiectoria zborului său în timpul lansării este posibil de prevăzut. Dacă va zbura înspre o persoană, aceasta va primi răni grave. Puțini oameni știu că o jucărie atât de populară precum spinnerul a fost conceput pentru copiii cu autism pentru a-i ajuta să se concentreze. Totuși, acest lucru simplu a fost pe placul tuturor copiilor. Spinnerul nu este dăunător psihicului copilului, dar poate fi periculos dacă este format din detalii mici.
Căruciorul de curățare includea un aspirator, un mop și o găleată. În general, era o jucărie foarte utilă care învăța copiii să păstreze curățenia. Părinții au fost revoltați de inscripția de pe cutie, doar pentru fete. Producătorii fiind acuzați de sexism, dar nu a fost greu de scos inscripția și căruciorul de curățenie a revenit în magazinele pentru copii. Numele acestui urs este Sir Crows. Judecând după dinți, este un urs vampir. Cred că ați ghicit că acest urs nu a putut concura cu ursuleții Teddy. El speria nu doar copiii, ci și adulții. Hugo este o jucărie sub forma unui bărbat căruia îi poți schimba trăsăturile feței. Arată atât de realist încât te sperie chiar înainte ca fața să înceapă să se schimbe și dacă schimbi unele detalii, se va transforma într-un adevărat monstru. Și iată, nu este clar cu ce i-a speriat pe copii ursul Ruxpin. În aparență este un animal fermecător, pufos, dar din anumite motive copiii au început să inventeze cele mai sângeroase povești despre el, speriindu-se unii pe alții. Din acest motiv îl cumpărau din ce în ce mai puțin, dar apoi l-au uitat complet. Dar figura care se învârte a lui Pennywise a fost creată în special pentru a speria. Drept vorbind, această jucărie este destinată adulților, dar nu îmi pot imagina că cineva ar dori să vadă acest clown înfiorător în camera sau biroul său. O astfel de jucărie, pe lângă cadou, trebuie să fie însoțită de un certificat pentru vizita la un psihoterapeut. Chiar și pentru un adult care primește un astfel de cadou, va fi dificil să scape de o fobie fără ajutorul unui specialist. Dansatoarele cerești sunt niște păpuși care plutesc în aer, acționând pe principiul unei elice. Problema era că rotația avea loc cu viteză mare și figura zbura de-a lungul unei traiectorii complet imprevizibile. Acest lucru a dus la unii copii la numeroase răni și cicatrici pe față, pe viață, din cauza acestor păpuși, după ce au primit 150 de plângeri cu privire la cauzarea de răni grave, dansatoarele cerești au fost scoase din producție. Dar în 2005, aceste păpuși au revenit de nou pe rafturile magazinelor, fiind deja modernizate și mai sigure. Sky Ranger sunt avioane controlate de la distanță. Desigur, toate astfel de aeronave pot fi periculoase, deoarece pot zbura oriunde, dar pe lângă aceasta ele pot lua foc. După mai multe incidente de ardere spontană, producerea jucăriei a fost întreruptă. Brățările pentru mână erau din metal flexibil și pentru a le pune era necesar să se lovească mâna cu arcul metalic care se înfășura imediat în jurul mâinii copilului. Dar astfel de brățări frecau adesea pielea de pe braț și chiar după o lovitură cu metalul dur, uneori rămâneau vânătăi. Așa că unele feluri de astfel de brățări au trebuit să fie retrase din magazine. Tarzan este o altă jucărie care a revoltat părinții. Deși copiii cel mai probabil nu au văzut nimic sedițios într-o astfel de mișcare a lui Tarzan. Părinții însă nu doreau să cumpere copiilor un Tarzan care, în loc să se bată cu pumnul în piept, coboară pumnul mai jos de talie. Tarzan nu a adus profit producătorului și a fost scos din producție. Dar jucăriile transformatoare sub formă de eroi universului Marvel au fost întotdeauna populare. De asemenea, părinții nu vedeau nimic în neregulă cu această jucărie și o cumpărau cu bucurie pentru copiilor. În mod asamblat, transformatorul arăta absolut normal, dar în timpul transformării, pistolul cu putere apărea direct dintre picioarele eroului. Părinților nu le-a plăcut, plângerele au devenit tot mai dese și jucăria a dispărut de pe rafturile magazinelor. Growing Skipper Doll este sora mai mică a lui Barbie. Ideea ingenioasă a producătorilor a fost că această păpușă trebuie să crească în fața copiilor. Prin rotirea mâinii păpușii se mărea nu doar înălțimea ei, ci și dimensiunea sânilor. Problema era că mai mulți copii și-au dislocat brațele încercând să crească la fel ca Skipperul. Barbie a fost visul prețuit al multor fete de câteva decenii, dar în anii 90, când a apărut Barbie pe role, a stârnit și mai mult interes. Cu atât mai mult încât rolele nu numai că se roteau, dar și luminau. Aceste lumini magice apăreau datorită roții care scotea o scânteie după principiul brichetei. După ce mai multe păpuși au luat foc chiar în timpul jocului, toate astfel de Barbie au fost scoase din magazine și producția lor a fost oprită. O altă versiune a lui Barbie care a trebuit să fie interzisă este Barbie și Tanner. Tanner este numele câinelui. Jucăria a fost creată cu scopul de a promova în rândul copiilor o
atitudine responsabilă față de animalele lor de companie. Tanner putea fi hrănit și apoi, ca un câine adevărat, își făcea nevoile. Dar tot acest mecanism funcționa cu ajutorul magneților pe care copiii des îi înghițeau. Spre deosebire de alte detalii, este aproape imposibil ca să scoți magnetul din corp fără intervenția chirurgicală. Magnetic este un constructor format din bețișoare de plastic cu vârfurile magnetice. Bețișoarele se rupeau ușor, dar magneții cădeau din ele și puteau fi înghițiți de copil. După mai multe accidente, constructorul a fost scos din producere. Este posibil să vă fi jucat darts de multe ori pe gazonul din curte. În magazine există multe versiuni sigure ale acestui joc, dar în anii 80 totul era diferit. Deoarece jocul era pentru adulți, cerințele de siguranță erau minime. Totuși, oamenii tratau săgețile ca pe un divertisment și nu respectau nicio regulă de siguranță. Cu toate acestea, săgețile s-au dovedit a fi arme destul de serioase și peste 6.000 de persoane au fost internate la camera de urgență cu răni grave suferite în timpul jocului. Încă din primele luni de viață, copilul poate înota într-un astfel de cerc gonflabil care îi menține capul la suprafața apei. Bineînțeles, doar sub supravegherea adulților, dar nu toate modelele au avut succes. La unele cercuri se spărgeau curelele în timpul înotului. Părinții reușeau să ridice copiii din apă, dar totuși s-au plâns pe producător. Alți producători au primit sute de plângeri în legătură cu cercurile care le rodeau gâtul bebelușilor. Pantofii de lună sunt pantofi cu arcuri incorporate care le-au permis copiilor să se simtă ca astronauții cu greutatea zero. Dar, bineînțeles, aceasta este departe de senzația pe care o experimentează o persoană în spațiu. În schimb, au fost destul de multe răni din cauza acestor pantofi și pantofii de lună au fost interziși destul de repede. Copiii iubesc mașinile electrice și părinții nu le văd ca pe o amenințare. Din fericire, mașinile pe care le conduc copiii astăzi cu adevărat sunt sigure. Dar în anii 90 ai secolului trecut, compania Fisher-Price a lansat vehicule electrice care, în timpul călătoriei, piesele puteau să se topească sau chiar să ia foc. După ce au fost primite peste 150 de plângeri de la părinți ai căror copii au suferit arsuri, mașinile au trebuit să fie întrerupte din producere. Acest elmo drăguț pare o jucărie perfectă pentru copiii mici. El putea fi programat să rostească numele bebelușului și alte fraze, dar o mamă s-a plâns că după schimbarea bateriilor a avut loc o defecțiune a programei și în loc de urări de bine, elmo a început să-i amenințe fiul de 2 ani. Producătorul a trebuit să facă o mulțime de modificări în funcțiile jucăriei. Teletuburile au fost foarte populare la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000. Mulți părinți le cumpărau copiilor astfel de jucării. Această jucărie moale putea rosti câteva fraze informative, dar uneori putea avea loc o defecțiune a softului și teletubul vorbea orice, chiar și limbaj obscen. Atunci când părinții cumpără o arbaletă de jucărie pentru copilul lor, ar trebui să se asigure că această jucărie este sigură. Unele versiuni includeau un complet săgeți ascuțite la vârf. Astfel de jucării erau deja arme reale, capabile să rănească o persoană sau un animal. Această jucărie se numește Crocodilul Dentist. La prima vedere, ai putea crede că esența jocului este să-i tratezi dinții, dar nu este așa. Jocul constă în trebuie să deschizi gura crocodilului și să-i apăsați dinții pe rând. Cel care este primul mușcat de crocodil pierde și părăsește jocul. Dacă jucăria originală a fost făcută pentru a nu trauma mâinile copiilor, atunci jucăriile contrafăcute nu erau deloc sigure. Așa arată degetele copiilor după ce s-au jucat cu Crocodilul Dentist contrafăcut. Cutiile înfricoșătoare au fost populare de foarte mult timp. Inițial au fost numite diavolul din Smurfbox, dar apoi nu numai diavol, ci și clovni răi, maimuțe, în general oricine putea să sară din cutie. Astfel de jucării par amuzante și inocente, dar îi pot speria atât de tare pe copiii mici încât pot provoca chiar și bâlbâiala. Producătorii au contat pe faptul că atunci când copilul va vedea expresia nefericită de pe chipul acestei păpuși, va avea milă de ea și le va cere părinților să o ia acasă. Dar chipul nu le făcea milă deloc, ci mai degrabă îi speria pe copii. Chiar au început să inventeze povești că aceste păpuși fură sufletele proprietarilor lor. În general, producătorii nu au primit niciun profit.
Hei, prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii voi ce jucărie ați avut din lista noastră prezentată în acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă Lime!